Poliții și Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române au efectuat 59 de percheziții în București și 36 de județe la reprezentanții unei societăți care ar fi instalat și utilizat programe de calculator fără licență. Activitățile au fost desfășurate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Călăraș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Telorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalități: instalare, stocare, rulare sau executare, afișare ori transmitere în rețea internă. Din cercetări a rezultat că reprezentanții unei societăți, având ca obiect principal de activitate activității de jocuri de noroc și de pariuri, ar fi instalat și utilizat în perioada 2016-2019 programe de calculator fără licență, aducând astfel prejudicii materiale și de imagine titularilor drepturilor de autor, a transmis Poliția Română. În acest caz au fost puse în aplicare 5 mandate de aducere a persoanelor bănuite, care vor fi conduse la sediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea audierii și dispunerii de măsuri legale.